Ni se alătură și actorul Marius Manole. Bună ziua, mulțumim foarte mult pentru că sunteți cu noi. Bună ziua, bine v-am găsit. Cum trăiți această perioadă? Teatrul închis din nou. Cum e? Da, nu e deloc plăcut să fie închis pentru a doua oară. Sunt convins că nu va dura numai 14 zile, cred că va fi și mai lung de atât. Dar trebuie să recunosc, nu l-am auzit de domnul Caramitru, îmi pare rău, mi-aș plăcut să aud ce are de spus. Spunea domnul Caramitru că poate înțelege această perioadă dificilă, mai ales că astăzi aflăm că am trecut de 3.000 de cazuri, avem 3.130 cazuri noi. Înțelege această situație și spune domnul Caramitru că salariile oamenilor de la TNB nu vor fi afectate, nicicum. Da, noi oricum ne continuăm repetițiile la Teatrul Național, e adevărat, cu măsurile de protecție care se impun, dar trebuie să recunosc că într-un fel și eu mă simt mai în siguranță, pentru că noi am început stagiile la Teatrul Național, am și jucat în interior câteva spectacole și recunosc că lucrurile nu erau chiar în regulă, adică n-a fost vorba de niciun test, n-am fost testați, nu ni s-au alocat fonduri pentru a fi testați așa cum trebuie, adică eu sunt de acord că publicul e cel care trebuie protejat și e foarte bine că se întâmplă asta, oamenii trebuie să fie în siguranță, dar actorii nu se pot proteja pe scenă și nu există chestia asta că stăm la distanță, că nu se poate face teatru așa, asta e minciună, cine spune asta e minciună. E adevărat că trebuie jucat, trebuie deschise teatrele, dar înainte de a face asta trebuie să ne asigurăm că și actorii sunt testați și sunt în fiecare seară controlați când intră pe scenă, pentru că și noi avem acasă părinți, și noi avem acasă copii, adică, mă rog, în spațiu, în aer liber, înțelegeam, era în aer liber și așa, dar acum când suntem în interior, știu că mulți actori își doresc să reia activitatea, toți ne dorim, să nu înțeleagă nimeni greșit, dar cum spunea și Florinel Piersic azi dimineață, spunea foarte bine că a fost la teatru și nu s-a simțit în confort deloc. Se uita la colegii lui cum țipau unii la alții, cum sărăreau strop din gura actorilor și el stătea cu inima strânsă că nu știa care dintre ei poate să fie oricând pozitiv. Și am avut și acum caz. O actriță care este infectată cu e pozitivă, a stat în cabină cu altă actriță care am jucat cu ea, cu care am jucat și uite așa ajungi și nu mai știi nici cu cine te-ai întâlnit, nici cu ei dat virusul dacă l-ai dat, nici dacă l-ai tu, nici dacă... Și trebuie să alerg eu repede la medic să dau 5.500.000, mă rog, asta ar fi cea mai mică problemă într-un fel, deși sunt oameni care nu-și permit suma asta. De fapt e o mare problemă, spun o prostie, ca să văd dacă sunt, dacă nu sunt, dacă pot să mă duc acasă, dacă pot să nu intru în contact cu alți oameni, adică e nebunie, e foarte complicat, e pur și simplu foarte complicat, adică și eu înțeleg măsura asta, da, sunt trist, da, cred că teatrele trebuie deschise, dar în același timp înțeleg măsura și nu sunt supărat pe guvern că fac și ei, adică eu m-am pus în locul lor și n-aș ști cum să gestionez această situație, pur și simplu ne-a depășit și ne-a depășit din cauza noastră, că ni se pare că nu există, ni se pare că suntem ostracizați, că avem botnițe, că avem... Ei, uite, n-avem botnițe, dar avem teatre închise. Dacă e mai bine așa, teatre, restaurante, moare Horeca, moare economia, doar că noi suntem... nu vrem să avem botniță. Ei, uite, acum n-avem botniță, dar avem... Și suntem și bolnavi, exact. Da. Ce veți face în perioada aceasta? Puteți repeta, puteți face repetiții online? Vă puteți vedea, auzi cu colegii în felul acesta? Ne putem vedea. Noi ne asigurăm fiecare când venim la teatru că suntem... Nu suntem infectați, adică fiecare ne-am luat asta, dar vă spun, e foarte complicat, e chiar complicat. În restul, noi încercăm să repetăm la Teatrul Național, sigur că avem săli destul de mari și generoase și asta e un lucru bun, pentru că putem să stăm chiar la distanță, efectiv la distanță, și să ne repetăm textele, pentru că după 8 luni ne-am trezit că nu mai știm nimic, pentru că să nu joci un spectacol de 4 ore, 8 luni, se șterge din creier, adică asta e, na, e normal, e firesc. O să continuăm repetițiile, o să continuăm activitatea noastră online, dar na, asta e. Sperăm că lumea va înțelege și că vom contribui cu toții să nu colapsăm sistemul sanitar, că până la urmă noi uităm că sunt și alți oameni care au și alte boli grave, care nu mai au acces în spitale, adică nu facem pentru noi, nu facem numai pentru familiile noastre, sunt oameni care au nevoie de tratament, sunt oameni care au nevoie de intervenții, sunt oameni care au nevoie de transplant, sunt oameni, Doamne ferește, sunt oameni care au nevoie de ATI-ul ăla. Nu trebuie să-l ocupăm noi de dragul de a-l ocupa, că suntem noi mândri și
Nu vrem să purtăm botnițe. Na, o ultimă întrebare, Marius Manole. Apropo de purtarea măștilor, a botnițelor, cum sunt ele numite de către anumite persoane, ce le-ați transmite la 3130 cazuri noi astăzi în România de coronavirus? Ce le-ați transmite celor care spun botniță și nu mască de protecție și celor care nu vor să se protejeze pe ei înșiși, prin urmare nici pe ceilalți? Mă credeți că acum la 6 luni de când a început sau cât o fi de când a început pandemia asta, e inutil să le transmit ceva. Am colegi, oameni cu studii superioare, care au facultăți, care sunt oameni care au citit la viața lor și care au această părere. Nu poți să le schimbi. Este inutil. N-ai cum. Până n-ajungi în situația aia să fii la ATI sau să fii un prieten de-al tău la ATI sau un părinte sau copilul sau așa, se pare că noi nu înțelegem și nu. N-ai cum să-i convingi. Credeți-mă, am dus lupte, m-am certat cu prieteni, nu ne mai vorbim. Ce să faci mai mult de atât? Să mă întind în piața Victoriei? Ce să fac? Nu știu ce să fac mai mult de atât. Oamenii nu vor să creadă, nu vor să înțeleagă. Asta e, li se pare că e o conspirație mondială, că Donald Trump sau nu mai știu care vrea să câștige bani pe spatele nostru, nu poți să le scoți din cap asta, la revedere, taică și noroc. Când o să stăm toți în casă și nu o să avem ce mânca, o să înțeleagă și ei că a fost o prostie.